O femeie, în vârstă de 95 de ani din satul Roșiori, comuna Dulcești, a trecut prin clipe grele. Acoperișul casei în care Elena Norocea locuiește a luat foc, cel mai probabil, de la o scânteie. În data de 3-a 2016, în jurul orei de 11:38, inspectorat pentru situații de urgență Petrodava al județului Neamț, respectiv detașament de pompieri roman, a fost alertat pentru a interveni la un incendiu în sat Roșiori, comuna Dulcești. Solicitarea fiind la un imobil la acoperișul acesteia, cât și la coșul de fum. În urma desfășurării intervenției am stabilit drept cauză de incendiu ca fiind coșul de fum necurățat de funingine, o scânteie din sobă a aprins acea funingine, după care a degradat și 2 metri pătrați de astereală lemn din componența acoperișului. Femeia a fost preluată de cadrele medicale, însă a refuzat transportul la spital. Pe lângă necazul prin care a trecut, bătrâna își făcea griji ca nu cumva să-i dispară banii de pensie pe care îi avea în casă. Este bine, a fost monitorizată de către colegii de pe ambulanța SMURD EPA. Valori normale pentru vârsta dumneaei, am înțeles că are undeva la 95 de ani, refuză transportul la spital. De la sobă la coșul de fum, necurățat, bătrâna are 94 de ani. Asta, și am fost sunat de la 112, de la ISU, să vinem să intervenim. Până a venit mașina de pompieri, noi am izolat. Nimic, am găsit bani în casă, 9 milioane, i-am dat bani, i-am pus în... I-am găsit banii, de acum a venit un nepot de-a ei, focul s-a stins tot, nu mai are, nu mai sunt probleme. Pompierii recomandă tuturor cetățenilor să respecte normele de protecție pentru a preveni astfel de evenimente neplăcute. Astfel de incidente pot fi evitate doar prin curățarea coșurilor de fum și încă un aspect foarte important, marea majoritate a locuinților la care am mai participat la intervențiile anterioare, nu respectă distanța minimă de 5 cm între coșul de fum și materialul combustibil, respectiv lemn, alte obiecte de îmbrăcăminte. Vecinii spun că rudele bătrânei ar fi vrut în toamnă să-i curețe coșul de fum al sobei din locuință, însă femeia ar fi refuzat acest ajutor.